Ziua francofoniei a fost marcată și la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung printr-o expoziție de carte și date biografice ale scriitorului Jules Verne. Autor de scrieri științifico-fantastice, scriitorul francez a scris pentru prima dată despre mașini zburătoare, despre cucerirea spațiului cosmic sau despre aventuri mai puțin întâlnite în acei ani. Predestinat să ajungă avocat, acesta renunță și la renta pe care tatăl său i-o acorda lunar pentru a petrece prin cluburile literare cu scriitorii vremii. În această săptămână, Biblioteca Municipală Ion Barbu Câmpul Lung sărbătorește 111 ani de la moartea scriitorului francez Jules Verne, un precursor al literaturii științifico-fantastice și din zilele noastre. O scurtă informație despre viața acestuia. S-a născut la Nantes ca fiul procurorului Pierre Verne, originar din Provence, și al soției sale Sophie Marie Adelaide Julien. Născută Ghiloche de la Perrier, dintr-o familie nanteză de navigatori și armatori, descendenți din Scoția, de fel. A fost cel mai mare copil dintr-o familie de 5 fii. Scriitorul francez Jules Verne a lăsat în numărul sa o operă plină de creativitate extraordinară, fiind unul dintre primii precursori ai genului literar science fiction. Acesta a îmbinat literatura de aventuri cu tipul science fiction și cea fantastică. Interesul s-a arătat pentru știință și faptul că a abordat diverse, în romanele sale, diverse teme care vreau să se concretizeze mai târziu, în secolul 20, cum ar fi zborul pe lună sau călătoria cu submarinul, vor face să fie mai mult decât un vizionar. În baza descoperirilor științifice și tehnice, el a putut să ducă până la capăt consecințele progresului tehnic. Romanele sale, deseori ecranizate, cu poveștile lor spectaculoase, s-au pretat perfect producțiilor de la Hollywood, printre personajele sale fiind repere ale imaginației populare, precum Phileas Fogg sau Capitanul Nemo sau Mihail Strogoff. În opera sa se regăsesc lucruri care nu existau în timpul vieții sale, fiind realizate abia după 50 sau chiar 100 de ani, precum elicopterul, submarinul, scafandrul autonom sau zborul în spațiu, de la Pământ la Lună. De exemplu, alte elemente noi introduse de către Jules Verne, sau au avut legătură cu stația spațială. În primele sale scrieri a făcut și mențiuni la călătoriile în spațiu. Asociația franceză Jules Verne Aventure este dedicată redescoperirii planetei și a sensibilizării opiniei publice în ceea ce privește protejarea speciilor amenințate cu dispariția. De asemenea, referitor la în memoria marelui scriitor francez, trofeul Jules Verne este o competiție în cadrul căreia un echipaj trebuie să realizeze un zbor în zbor ocolul Pământului în 80 de zile, fără escală și fără ajutor. De asemenea, și monetăria Parisului a scos o piesă de argint de 10 euro cu efigia lui Jules Verne, ca parte a colecției Euro pe regiuni, reprezentând regiunea Picardia, zona în care și-a petrecut ultima perioadă a vieții. Scriitorul Jules Verne a influențat generații de cititori și de scriitori de science fiction, însă opera sa se află sub semnul ideilor epocii sale în care a trăit și, de asemenea, sub al progreselor realizate. Biblioteca Municipală Ion Barbu comemorează cei 111 ani de la moartea scriitorului francez, marcând astfel și la Câmpul Lung relațiile de secole cu spiritul și cultura franceză.